Salutare tuturor, eu sunt Stanfer și mi-am găsit la al 34-lea episod din seria mea de Minecraft single player pe harta noastră Amplified. Mă tot gândeam ce să fac astăzi și aveam multe idei puse pe listă, dar din întâmplare am dat de un spawner de zombie în mină și este extrem de aproape. Așa că m-am gândit să îl facem pe ăla pentru că nu am un spawner de zombie și poate o să am nevoie. Și o să termin destul de repede, sper. O să mergem imediat să vedeți unde este mai exact. Chiar nu știam de ce se aud o grămadă de zombie pe acolo și până la urmă am decis să caut cave-ul de unde vin sunetele și am dat de un spawner. Așa că hai să mergem să lucrăm la el. Aș vrea să vă rog înainte să nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, să vedem dacă putem strânge cât mai multe like-uri la episodul ăsta. Asta dacă vă place seria și vreți să pun în continuare cât mai multe episoade. Avem aici tunelul, nu știu al câtelea, dar îi pe stânga, am lăsat ușa deschisă să îmi dau seama unde îi. Și avem scara asta care ne va duce fix la spawner, este exact aici, uite și doi zombie și se mai și spawnează. Avem și două chesturi, o să vedem imediat ce este în ele. Stai așa, pac, avem chestul ăsta, niște redstone, uite un name tag, ceea ce e ok, nu știu dacă mai am sau nu. Și aici, uite două armuri de iron, bun, și încă un name tag, și avem și niște saddle, și muzica asta care nu știu dacă o să folosim la ceva vreodată, dar cine știe, poate facem un sistem muzical sau ceva de genul. Ar fi ceva. Bun. Acum trebuie să mă gândesc să aleg ce tip de spawner vreau să fie, cum vreau mai exact să-l fac. Pentru că sunt mai multe versiuni. Aș putea să-l fac exact cum am făcut spawnerul de scheleți sau aș putea să fac un elevator, să ducă mobi în sus și să-i ducă după aia în jos. Sau aș putea să fac un crusher, să pice lavă pe ei, să-i ardă puțin, să rămână cu o inimă sau să îi sufoce un bloc. Habar nu am, o să mă gândesc și revin cu ce am ales. Avem aici camera făcută, e toată din stone, nu cred că are rost să-i fac un design aici, deoarece nici măcar nu o să vedem înăuntru când se spawnează zombie. Înălțime are două blocuri deasupra spawnerului și două blocuri sub, aici este tunelul unde vor fi prinși toți și o să-i ducem încolo, în direcția aia. Deci trebuie să punem aici o găleată cu apă, hai să-mi fac o apă infinită undeva pe aici. Am mai multe găleți, pac, pac, așa, umplem astea
Și cum am decis eu să fac? Ei bine, o să mă duc în fiecare direcție, o să fie apă care o să-i împingă acolo și o să mă duc aici în fiecare direcție 4 blocuri, deci 1, 2, 3, 4, așa, și mergem și în capătul ăsta alt, 1, 2, 3, 4, asta mă cam încurcă puțin, dar nu e problemă, pot să stup. Așa, și avem tunelul ăsta acum. Pun aici blocuri și trebuie să spar toate blocurile de sub. Și o să punem apă de aici pentru că o să curgă exact până în locul ăsta. Așa, n-ar fi trebuit să pun cu cabl său înapoi, dar e ok, rezolv după. Așa, astea nu prea vreau să le spargem decât jos. Așa, pentru că aici oricum o să mai astupăm, ca să nu se spawneze cumva pe aici mobi. Hai să astup și asta foarte rapid. Pac, pac. Și acolo se pot spawna, deci astupăm și astea. În alte părți nu cred că am găuri de genul. Nu țin minte să fi văzut. Așa. Iar acum va trebui să pun apă. Pun aici. Cred că pot să pun direct în blocul ăsta. Da. N-ar rost să pui în fiecare. Poți să pui un bloc mai departe și poți să iei după aia pentru că se formează surse de apă. Așa. Bun. Avem prima parte. La fel trebuie să fac și pe a doua. Și de aici. Sparg un bloc mai jos. Pun apă. Și mergem până unde se oprește apa. Pac, 8 blocuri ar trebui să fie. Bun, până aici. Ok, hai să fac și cealaltă parte și revin după. Bun, la capătul apei din tunel am făcut aici, la dreapta, camera unde voi sta eu. Practic undeva pe aici va trebui să stau. Și acum trebuie să fac o mică chestie pentru zombii aia mici. Trebuie să mă duc pe aici, una mai jos. Și o să facem iarăși un tunel până unde se termină apa, foarte rapid. Chestia asta o să omoare zombii mici, pentru că nu-i vrem acolo, o să se împrăște prin cameră și nu are rost. Așa, o să iau torța aia și aici trebuie să pun, opa, nu, blocul ăla nu trebuia să-l sparg. Aici, atât. Bun, iar acolo trebuie să pun niște lavă, dar aparent trebuie să astup chestia asta. Pac, 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 pac. Bun. Așa, spargem și blocul ăla. Să am grijă să nu mă arunc în lavă. O punem acolo, iau torța și asta e. Iar aici punem blocul ăsta. Așa că doar zombii cei mici o să fie duși acolo și o să moară în lavă, practic. Bun. Acum trebuie să mă duc 22 de blocuri în sus ca să îmi dau seama unde trebuie să fac elevatorul. De aici o să mergem 22 de blocuri și cel mai simplu e să îmi pun jos exact 22 și mă duc în sus în timp ce pun blocurile. În caz că pică gravel, ar trebui să pun o torță sub pentru că o să fie spart direct. Așa. Acum putem merge liniștiți mai sus. Și spar cu siltașul ca să fiu sigur că nu o să primesc cobblestone. Așa, oricum o să număr și când mă duc în jos să fiu sigur că sunt 22 de blocuri. Pac și încă 7. 1, 2, 3, 4. Așa. Încă două blocuri. Pac, pac. Bun. Hai să punem o torță aici să-mi dau seama unde îi de fapt. Nu trebuie să fac mai înalt. Deci mergem încă 3 blocuri. 1, 2, 3. Exact aici. Și acum o să număr 22 în jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20 și e ok, că ăsta e 21 și ăsta e 22. Perfect. Bun. Acum, aici trebuie să alea două le spargem și astupăm chestiile astea. Pentru că aici va veni să fac elevatorul, deci avem nevoie să pun un sign aici. Iar acum, punem apă aici, sign aici. Apă mai sus, sign aici, apă mai sus, sign, apă, am pus-o prea sus, chiar nu contează, poți să pui și de două. Și tot așa până ajung sus, am ajuns aici sus și vreau să vă spun că avem nevoie de un sign neapărat aici, deci ultima chestie de asta de apă va fi de două blocuri. Așa, nu o să se sufoce, nu e nicio problemă.
Deci e totul perfect. Acum hai să sparg aici ca să mă pot urca. Ok, o să punem înapoi blocurile. Bun. Asta va trebui să-l sparg tunelul, dar momentan pun un sign aici. Așa, hai să punem o torță aici momentan. Aici trebuie să pun blocurile înapoi. Acum, hai că nu contează dacă e asta așa. Punem apa aici. Bun, deci stai să văd dacă e totul perfect. Da, urci până acolo. Perfect. Și se oprește aici. Bun. Ok, cam asta e. Acum trebuie doar să sparg ăsta până jos. Pentru că am urcat cu el, deci trebuie și spart. Așa. Și singurul lucru care trebuie să-l fac este să mai iau decât toate torțele. Cred că o să iau și pe aia de acolo. Iar aici va fi camera unde va trebui să stau. Suntem aproape de spawner. Deci o să se spawneze. Suntem în rază să se spawneze. Ei o să treacă pe aici. O să urce și o să pice exact aici. Deci trebuie să pun un bloc. Și după aia pot să-i omor cu hit-ul sau cu un splash potion de healing. Și o să fac o grămadă de XP. Nu că mi-ar trebui ferma asta pentru XP. Dar poate o să am nevoie de mult Rotten Flesh. Sau nu știu. Voiam să fie făcut să am și un zombie farm. Bun. Văd că funcționează bine spawnerul, s-au strâns aici o grămadă de zombie, dar nu mă pun să-i omor cu hit-ul, poate o să fac un splash potion și o să-i omorâm pe toți. Am făcut camera asta puțin mai mare pentru că voiam să văd cam pe unde o să fac intrarea în ea. Dacă mergem jos, aici cred că o să intrăm de pe la ușa asta. Până aici am făcut camera sau chiar la asta, dar nu cred că are rost să fac atât de lungă. Undeva pe aici o să intrăm și fac așa niște trepte în sus. O să le fac de 3, cred. O să facem intrarea asta de 3 pe 3. Ori o facem o ușă cu pistoane, ori pur și simplu o las așa. Deci trebuie să sparg ușa asta și spargem și blocurile de aici și fac designul, fac la fel. Îl facem să se lege frumos aici și o să facem și tunelul ăsta de 3, nu tot, până începe scara. Așa. Deci cam asta o să fie intrarea. O să urcăm pe aici pe undeva. Dacă mai spar puțin ar trebui să dau de cameră. Așa. Hai să mergem înapoi sus. Și vreau să fac o rectificare. La elevatorul care urcă zombie sus, acolo sus știți că am pus o apă care era de două blocuri, e bine am văzut că se blocau acolo. Nu înțeleg de ce, ar fi trebuit să funcționeze. Înainte, pe versiunile mai vechi, funcționa. Dar trebuie făcut totul cu un bloc mai sus, astfel încât să-ți rămână sign-ul pe ultimul bloc. Așa cum ar fi tunelul ăsta, acolo trebuie să pui apă și aici să rămână sign. Și să nu fie de două niciun de apa. Și atunci o să funcționeze perfect. Bun. Acum trebuie să mă gândesc la un design, să fac și pentru camera asta și să îl facem și jos și revin după. Hai să vedem cum facem aici. Da, dacă n-ați observat, am făcut tunelul mult mai lung. Avem acolo vreo 5 locuri în care putem face din nou tunele de 50 sau de 100 să minez pentru iteme și cred că voi face asta în episodul următor, la început, așa cu speed up frumos, să mai strângem niște diamante, poate avem noroc. O să tot măresc tunelul ăsta când am așa timp și chef să mai vin să mai pun câteva blocuri. Dar hai să iau aici lopata să sparg doar tot ăsta mai rapid. Spargem și astea așa. Și nu știu de unde să încep scara ca să-mi iasă perfect. Zombiile mă că mă enervează că se aud acolo. Cred că o să facem un sistem cu lampe să se închidă. Să se închidă când nu-l folosesc pentru că n-am chef să se audă într-una. Bun, hai să facem, uite așa, să văd până unde aș ieși cu treptele. Mi-a iasă perfect sau nu? Ai mă, ce naiba le pui așa întoarse, frate? Deci, acolo, aici. Acum, pune naibii un bloc aici. Pune ăsta așa. Ăsta. Nu merge să pui acolo pentru că are spațiu, normal. Pac, pac. Băi, bine, putem face chiar să începem de aici. Uite așa. Deci începem de acolo. Și atunci o să avem un bloc în plus și sus. Ceea ce e mult mai bine. Așa. Hai să sparg asta. Și normal că o să facem de 3. Să facem gen. Uite așa scara. O facem cu roșu în părți și cu galben pe mijloc, nu? Da. Bun, aici spargem, uite așa. Spargem toate astea. Să nu dau cu capul. Și sus să pun tot așa trepte?
Nu, cred că o să fac, uite, cu chestia asta pe aici. Și pe lângă... Nu știu, habar nu am, hai că vedem. Prima oară să facem scările până sus. Deci pun ăsta aici, așa, ăsta aici, așa. Astea le punem așa. Și sus în cameră design-ul iarăși, îl facem acum pe loc. Pac. Pac. Așa, și o să mergem până aici. Aici mi-a trebuit să sparg un perete, aparent. Pac. Perfect. Și avem și un bloc în plus. Bun. Hai să spargem astea. Bun, hai că arată bine. Chiar îmi place cum arată. Aici o să continuăm tot așa cu slaburi, să nu stricăm design-ul. Iar aici o să punem roșu, cred. Pentru că... Na, aș putea pune asta pentru că e acolo așa. Da, mai bine așa. Roșu punem în margini. Uite aici, de exemplu. Punem roșu acolo și punem roșu și aici. Așa. Și acum cred că o să urc. Uite, facem așa ceva. Pac, pac. Punem aici asta așa. Și primele două să le fac roșii. Hai, primele două roșii și după aia restul le fac cu galben. Pac. Pac. Uite așa. Bun, intrarea arată chiar ok. Și acum cum facem aici? A, da, am început aici cu trepte. Mă gândeam să fac așa în conjur la toată chestia asta. Așa. Am putea face, uite, chestia asta iarăși cu roșu. Așa. Deci trebuie să pun și acolo. Și atunci ăsta îl fac ceva de genul ăsta, să fie blocat acolo. Punem și pe... Bă, să nu cadă aici. Punem și pe partea asta. Uite așa, bă. Jos, așa. Pac. Bine, aici aș putea să pun și așa, că nu strică cu nimic. Și atunci blochez acolo. E destul de ok. E destul de ok. Și aici, peretele ăsta îl facem tot alb. Bine, nu e chiar alb, adică e galben, mai mult galben. Așa. Pac, pac, pac. Perfect. Blocul ăsta trebuie să-l fac și pe el roșu. Așa. Bun, iar pădeaua asta... Uite, hai că mi-a venit o idee chiar acum. Facem prima cu roșu. Bine, și ăsta e puțin mai portocaliu, dar e red sand, de aia îi spun roșu. Așa, următoarea o facem cu galben și următoarea o facem cu stone. Sau punem direct stone? Nu, no, pun galben și după aia stone. Așa, iar aici pun cum e acolo. Perfect! Și desigur trebuie niște glowstone să aduc aici, pentru că glowstone nu am adus cu mine. Bun. Acum, peretele să arată ok pentru că o să-i pun niște glowstone. Fac așa un L de glowstone, poate, sau puțin o linie de glowstone, sau pun câteva, nu contează. Acum, mă gândesc sus, ia stai, dacă facem asta, cum iasă? Deci trebuie să fac ceva de genul, opa, stai că nu prea-mi place. Nu, pun și în spate, nu mă, pun și în spate, pun și așa. Arată ciudat puțin. Nu, e ok. Așa, și blocurile astea alte cu ce să le fac? Le fac cu roșu sau galben? Cu roșu, cred, nu? Da. Pac, pac. Pac, pac. Ok. Perfect. Și acum, o să facem aici doi stâlpi roșii, dacă tot am început cu roșu pe acolo. Așa. Mai îmi trebuie. Nu red sand, îmi trebuie red sandstone. Așa. Bun. Acum, ăsta o să fie făcut din stone. Așa. Și pe sus mă gândeam să fac ceva de genul. Pac. Și să înconjur toată camera. Bun.
Acum mai trebuie să facem o mică parte din design, adică pereții ăștia. Aici clar o să fie galben, dar nu știu blocul de mai sus cu ce îl facem. Aș putea să-l fac cu roșu, nu? Ia stai să văd cum arată. E prea mult roșu. Nu, cred că e ok. Stai să văd cum arată. Bă, n-arată rău, dar acolo măcar îmi deranjează puțin. De fapt e ok, mie unul îmi place. Pac, pac, pac. Pac, opa, ce e acolo? Nu trebuia să sparg acolo, așa, bine. Am rezolvat. Pare câți mobi s-au strâns. Opa! A, cred că le-am stricat. Cred că era apa acolo. Da, era apa acolo. Fac! Nu mai am găleți. În fine, trebuie să rezolv. Firar. O să se blocheze acum și acolo. Așa, bun. Mai avem de făcut tavanul. Dar cum fac tavanul? Din ce anume? Am terminat în sfârșit camera unde vin zombie și chiar îmi place cum arată, mai ales pentru că avem un spawner fix unde e tunelul. Trebuie să urci doar puțin și intri în camera asta care are un design super tare, mie unul chiar îmi place. Spuneți și voi părerea despre designul ăsta dacă vă place. Am făcut și chestia asta aici din glowstone, chiar arată șmecher. Nu mai avem zombie pentru că am avut o problemă acolo. Am asupat din greșeală o apă și nu mai urcau zombie, s-au blocat, deci trebuie să pun pe peaceful să dispară toți mobii ca să pot să repar. Dar nu e problemă, oricum nu intenționam să mă pun să omor zombie aia cu hit-ul și să fac splash potion de healing, nu cred că pot. Dar cam asta a fost și cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați și voi un like și ne vedem în episodul următor. Bye bye!